Care sunt slujbele pe care le face biserica, funcțiile pe care le are biserica în închinare și în viața comunității? De aceea astăzi o să vorbim puțin și despre închinare, despre modul în care sunt structurate, organizate întâlnirile noastre duminica, întâlnirile în care ne închinăm. Ca să discutăm despre acest subiect, o să trebuiască să privim puțin și la modul în care au lucrurile înainte de reformă, la modul în care sunt lucrurile acum în alte ramuri ale creștinismului. Și primul lucru la care vă invit să privim, poate că ar trebui să stingem puțin lumina, primul lucru la care putem să privim este acest tablou. Este un tablou pe care eu îl consider foarte interesant, chiar amuzant. Ah, perfect, așa se vede mai bine. Este un tablou foarte interesant pentru că e undeva prin anii 1400 și este un tablou în care este portretizată viața Sfântului Augustin. Sfântul Augustin a trăit în anii 300-400. Și în Evul Mediu cineva face acest tablou în care înfățișează mai multe scene din viața lui Augustin. Ce credeți că e amuzant în acest tablou? De ce aș spune eu că e un tablou amuzant? Pentru că lucrurile ce sunt portretizate aici, uitați ce coroană de episcop este pusă pe cap, uitați cum e biserica din spate, plină cu icoane, altar, totul de aur. Nu era așa în vremea lui Augustin. Dar ei în 1400 l-au pictat cum era la ei. Și de multe ori în aceste picturi medievale sau chiar în vremea Renașterii, lucrurile din trecut sunt pictate într-un mod foarte anacronistic, adică ei perspectiva de acum și o aplici la ce se întâmpla în trecut. E toată pompa, fastul medieval, icoanele, altarul, toate lucrurile acestea nu existau atunci, în secolul 4, în secolul 5, un lucru care este recunoscut de către istorici. Evident, este o pictură, pictura e pictură, asta este. Dar este un punct în care ne putem întreba de ce ar fi închinarea într-un fel și nu în altul. De ce să fie plin de icoane biserică? De ce să fie așa de multe ritualuri pe care trebuie să le facă oamenii? De ce ar trebui să fie, de exemplu, un altar care să separe biserica de ceea ce face preotul acolo înăuntru în altar? Ar trebui să aibă biserica un astfel de model medieval care copiază imaginea de la templu din Vechiul Testament. În Vechiul Testament era un templu, erau anumite straie preoțești care aveau aur și pietre scumpe. Trebuie biserica să copieze acest model? Așa trebuie să fie închinarea? Sau nu? Cum trebuie să fie închinarea, slujbele bisericii? O altă poză, o altă variantă de închinare la polul opus ar fi ceva de genul. O închinare care este un fel de concert. Și asta e o poză de la o comunitate neoprotestantă în care slujba de închinare este un concert. Se cântă multe, multe cântece una după alta și după aceea la sfârșit mai este și o predică. Trebuie să fie așa? De ce ar fi așa și nu ar fi ca în Evul Mediu? De ce la noi nu e nici așa, nici ca în Evul Mediu? O să discutăm astăzi despre acest lucru. Și o să pornim cu câteva principii biblice. Care sunt principiile biblice care ne modelează închinarea noastră și modul în care biserica abordează slujbele? Primul principiu este faptul că închinarea bisericii trebuie să fie spirituală și prin cuvântul lui Dumnezeu. Și acest principiu îl avem din Ioan 4, unde Iisus vorbește
cu femeia samariteancă și femeia samariteancă îl întreabă despre o dezbatere pe care o aveau samaritenii cu evreii. Evreii aveau un templu într-un loc, locul prescris de lege, de legea Vechiului Testament. Samaritenii și-au făcut ei un alt loc de închinare. Samaritenii erau un popor amestecat, evreii cu alte națiuni. Și atunci când femeia îl întreabă pe Iisus lucrul acesta, Iisus îi răspunde cum este închinarea în această epocă a bisericii. Ce închinare nouă vine să aducă Hristos? Și în 4, versetul 23-24, Iisus spune: vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și ce se închină Lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Ce înseamnă asta pentru noi? Înseamnă că dacă până în momentul acela și femeia samariteancă și evreii se gândeau: unde-i locul unde trebuie să facem templu? Trebuie să-l facem acolo sau în altă parte? Aveau tot felul de ritualuri fizice. Aveau jertfe de animale fizice. Aveau, li se cerea să aibă tămâie, să aibă tot felul de lucruri. Toate lucrurile astea erau cerute de Dumnezeu atunci. Ei, acum vine un nou ceas, vine o nouă epocă în care Iisus spune că închinarea nu mai este în acele temple, ci este o închinare diferită. Este o închinare spirituală, o închinare prin adevăr. Și acesta este motivul pentru care nu facem ritualuri fizice sau de altă natură care s-ar putea să aibă, să lase impresia faptului că e ceva sfânt acolo, dar care nu ne sunt cerute. Nu, pentru că acele ritualuri vor ajunge să umbrească cuvântul, să umbrească închinarea spirituală. Sunt multe din acele lucruri, nu sunt lucruri rele în ele însele. Da? Nu e un lucru rău să-ți faci semnul crucii. Nu e un lucru rău. E un gest din acesta fizic. Și a apărut inițial cu o formă prin care să te închini. Dar astăzi cine se mai închină când își face? Cine se mai gândește la adevărul din spatele acelui semn? Mergi cu autobuzul, mergi cu tramvaiul și când trece autobuzul pe lângă o biserică, toată lumea care e mai credincioasă, vezi cum tot autobuzul se cutremură de... Unii oameni s-ar putea să aibă în minte ceva, alții fac doar mișcare de asta fizică, exercițiu fizic. Dar nu este ceva ce să ne fie cerut de Dumnezeu. Ni se cere o închinare spirituală și prin cuvânt. Există anumite aspecte tangibile, nu? Cina Domnului, pâinea și vinul, apa botezului, faptul că ne strângem împreună într-un loc. Dar toate aceste aspecte fizice care există ne sunt cerute. Și există și alte aspecte care nu sunt fizice, că nimeni nu spune dacă să vii la biserică în pantalon scurs sau în pantalon lungi sau dacă să vii dimineața sau să vii seara. Evident că există anumite aspecte fizice, trupești, pe care trebuie să ajungem la o concluzie ca să ne întâlnim aici la aceeași oră, că altfel unul vine seara și unul vine dimineața. Dar acele sunt niște circumstanțe, sunt niște forme care nu ne sunt cerute, care nu sunt obligatorii, care țin de situația noastră, țin de înțelepciune. Închinarea, ceea ce este central, important în închinare, închinarea este spirituală, nu prin tot felul de exerciții fizice, și este prin cuvânt. Este un principiu important. Un alt principiu important pe care îl adoptăm ca și biserică este faptul că închinarea trebuie să fie reverențioasă. Și vedem lucrurile acestea aici în Evrei 12:28, când autorul spune: așadar să fim mulțumitori pentru că primim o împărăție care nu poate fi clătinată și astfel se aduce lui Dumnezeu o închinare potrivită cu reverență și evlavie. Adică atunci când venim la închinare trebuie să avem o atitudine de respect, pentru că venim să auzim ce ne spune Dumnezeu
și să răspundem la ceea ce ne-a spus Dumnezeu. Adică este o întâlnire în care ne adresăm lui Dumnezeu, trebuie să avem o atitudine potrivită pentru asta. Când te întâlnești la o cafea, la un suc, la o grătar, la iarbă verde cu un prieten, cu o rudă, atunci ești într-un cadru mult mai relaxat, vorbești cu alți oameni care sunt de o seamă cu tine, mai mult sau mai puțin, te distrezi, te relaxezi, spui glume, faci orice, în anumite limite, evident. Dar biserica, aici venim ca să auzim ce spune Dumnezeu și să răspundem la Dumnezeu. Când vrem să ne distrăm, mergem la concerte, mergem la iarbă verde, mergem în parc, mergem să ne dăm cu trotineta, mergem să facem nu știu ce. Dar aici nu venim ca să ne distrăm. Aici venim ca să auzim ce ne vorbește Dumnezeu și să-i răspundem. Închinare, de aceea trebuie să avem o atitudine reverențioasă, un respect, e ca și cum te întâlni cu o persoană foarte importantă. Când te întâlnești cu un coleg sau cu un vecin la o cafea, e una, dar dacă te-ar suna președintele și ar zice că vrea să se întâlnească cu tine la o cafea, cafeaua s-ar putea să fie la fel, dar atitudinea ta o să fie diferită, nu? Te întâlnești cu o persoană foarte importantă, modul în care vorbești, atenția ta. Venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să avem o atitudine reverențioasă. Apoi, un alt principiu pe care îl găsim în Scriptură este faptul că închinarea trebuie să fie o închinare ordonată, trebuie să fie o anumită ordine. Și vedem lucrul acesta în 1 Corinteni 14, unde Apostolul Pavel spune, vorbind despre ce se întâmplă când se întâlnesc ei acolo, spune, toate să fie făcute cu decență și în ordine. Adică trebuie să fie o structură, o ordine. Ne închinăm împreună, dar avem textul de la, avem versurile ca să putem să cântăm împreună. Adică sunt niște lucruri de bază. Vorbește o persoană, ceilalți ascultă. Există o anumită ordine și o logică în care se întâmplă lucrurile acestea. Nu ne apucăm, dacă sunteți la o masă foarte mare, la Crăciun sau la o sărbătorire de asta în familie și ai o parte a mesei vorbește ceva, o parte altceva, toată lumea vorbește peste toată lumea, e ok că e o petrecere și asta ar trebui să fie la o petrecere. Dar atunci când ne strângem toți ca să ascultăm ce ne vorbește Dumnezeu și să răspundem, atunci Apostolul Pavel ne spune că trebuie să existe o ordine. De aceea avem o ordine, ordinea liturghiei care ne ajută să ne închinăm într-un mod ordonat, în care să auzim cuvântul lui Dumnezeu, în care să-i răspundem lui Dumnezeu, și trebuie să existe ordine. Și un alt principiu pe care îl găsim în Scriptură este faptul că în închinare trebuie să facem ceea ce ne cere Dumnezeu. Nu tot ce ni se pare nou că ar fi interesant sau nu lucruri pe care noi să le considerăm religioase și bune, ci ce ne cere Dumnezeu. Și în Coloseni 2, Apostolul Pavel vorbește despre niște oameni care au practici diferite și spune toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită sau închinare a voinței, închinare bazată pe voință, o smerenie și o asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț. Și acolo Apostolul Pavel vorbește despre oameni care aveau anumite reguli stricte, că nu-i voie să mănânce anumite lucruri sau trebuie să ții anumite sărbători. Aveau niște reguli stricte și aveau și niște ritualuri pe care le practicau, ritualuri vizibile, pentru că aveau o înfățișare, adică aveau aparența faptului că sunt lucruri religioase și bune, dar sunt într-o închinare bazată pe voința lor. Adică pe ce se bazează? Pe ce vor ei? Noi vrem să fie așa și de aceea facem lucrul acela. Ei, închinarea pe care o facem noi nu trebuie să fie bazată pe voința noastră, și trebuie să fie o închinare ce să fie cerută de Dumnezeu. Adică trebuie să facem acele lucruri pe care Dumnezeu ni le cere,
nu să facem orice vrem noi și Dumnezeu nu ne interzice. Dumnezeu nu ne interzis în Biblie tot ceea ce putea să fie interzis, tot ceea ce nu se potrivește în biserică. Ne-a spus ce fel de închinare așteaptă de la noi, care sunt lucrurile cu care trebuie să venim în închinare. Nu trebuie să ne apucăm să facem aici și ring de dans și ring de box și așa mai departe. Închinarea este închinarea pe care ne-o cere Dumnezeu. Acestea sunt principiile pe care le avem pe baza învățăturii Noului Testament în ce privește închinarea bisericii. Și ordinea ecleziastică vorbește despre aceste lucruri. În articolul 38 vorbește despre faptul că consistoriul, adică pastorul și prezbiterii, vor reglementa slujbele de închinare, vor fi organizate conform principiilor cuvântului Dumnezeu, faptul că predicarea cuvântului va avea un loc central, că se va face o mărturisire a păcatelor, vor fi laude și mulțumiri prin cântec și rugăciune, precum și darul de mulțumire. Acestea sunt lucrurile care ne sunt cerute și privind la Noul Testament, la tot ceea ce scriu apostolii, vedem că predicarea, cuvântul, trebuie să aibă locul principal. E cel mai important mijloc prin care Dumnezeu vorbește. Nu e ok să cântăm cântece două ore și după aia 10 minute să fie o predică. Când apostolul Pavel spune că credința vine prin auzire și auzirea prin cuvântul lui Hristos. Adică există anumite priorități pe care trebuie să le avem. Și nu doar în ceea ce Dumnezeu lucrează în noi prin mijloacele Harului, dar și în răspunsul nostru. Următorul articol din ordine spune că cei 150 de psalmi vor avea locul principal în cântarea bisericilor și că imnurile care reflectă cu credincioșie învățătura Scripturii, așa cum e rezumată în mărturisirea noastră de credință, pot să fie cântate dacă sunt aprobate de consistoriu. Din nou, Biblia ne oferă o carte de cântece. Cartea Psalmilor este o carte de cântece. Evident, este în Vechiul Testament și de atunci s-au mai întâmplat și alte lucruri în istoria mântuirii. Avem și alte evenimente despre care cântăm. Hristos, jertfa Lui și ce a făcut atunci. Dar, dacă avem această carte de cântece, trebuie să o folosim. Și biserica, chiar și în Antichitate, folosea psalm. Acum noi nu am reușit să-i traducem, să-i învățăm pe toți, dar de aceea nu cântăm majoritatea cântecilor psalmi, dar în fiecare duminică ideea este să avem cel puțin un psalm pe care îl cântăm. Și psalmii sunt minunați pentru că adresează diverse circumstanțe ale vieții și este foarte util să cântăm psalmi sau alte texte din Biblie, pentru că atunci răspunsul nostru nu este doar un răspuns subiectiv pe care îl avem noi, ci este un răspuns modelat de ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. La fel cum este și rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea Tatăl nostru nu e singura rugăciune pe care putem să o rostim, dar ne arată cam cum ar trebui să fie rugăciunile noastre. De ce? Pentru că dacă ne bazăm numai pe ce vrem noi, rugăciunea noastră o să fie așa. Dă-mi aia, fă-mi aia, ajută-mă cu asta, cu cealaltă. Dar rugăciunea Tatăl nostru e altcumva, nu? Cum începe? Începe cu Dumnezeu. Să sfințească numele Său. Să vie împărăția Sa. Să facă voia Sa. Păi dacă te gândești tot la rugăciune, nu începi cu lucrurile, începi cu ce vrei tu. De aceea, după cum rugăciunea ne învață cum să ne rugăm, rugăciunea Tatăl nostru ne învață cum să ne rugăm, la fel și psalmii ne învață ce trebuie să cântăm și alte părți ale Scripturii ne pot modela chiar și cântecele care sunt compuse ulterior în tradiția bisericii, dar după cum ne rugăm și rugăciunea Tatăl nostru, la fel putem și să cântăm psalmii. După aceea, acum ordinea eclesiastică vorbește despre anumite slujbe speciale. Articolele celelalte au fost despre închinare în general și acum ordinea ia anumite slujbe speciale. Prima slujbă fiind slujba de botez, vorbește despre botez, despre faptul că botezul este semnat și pecetluit copiilor, membrilor care sunt membri în stare bună în biserică și nu există o vârstă pentru botez, 8 săptămâni sau 8 luni sau 8 zile.
Ci aici ordinea eclesiastică spune că va fi făcută cât mai curând posibil după naștere, adică după ce s-a refăcut și mama, după ce copilul are, nu știu, câteva săptămâni și poate să iasă afară din casă, să vină la biserică, evident, diferă de la situație la situație. Deci nu există o vârstă la care se face botezul, este după naștere, când este posibil. Adulții care n-au fost botezați când erau copii mici, dacă vin din alte țări sau din alte religii sau dintr-o familie de atei care nu și-au botezat copiii, care nu au fost parte a niciunei biserici, adulții sunt botezați după ce își mărturisesc credința. Și așa devin membri prin mărturisirea credinței și prin botez, dacă nu au fost niciodată botezați de altă biserică creștină. Aici se vorbește despre membrii botezați, adică copiii care au fost botezați, care au crescut în biserică, au fost instruiți în credință, care au ajuns la ani înțelegerii, vor fi încurajați să-și mărturisească public credința în Hristos. Aceia care doresc să-și mărturisească credința vor fi intervievați de consistoriu în privința doctrinei și vieții lor, iar mărturisirea publică a credinței lor va avea loc într-o slujbă publică de închinare după anunțarea lor față de congregație. Deci, ceea ce face lucrul acesta este că copiii care au fost botezați sunt partea bisericii, dar încă nu au crescut ca să înțeleagă credința, că pe măsură ce cresc și înțeleg învățătura credinței creștine și încep să creadă, să-și manifeste credința în Cuvântul lui Dumnezeu, își mărturisesc public credința înaintea bisericii, își asumă responsabilitatea de a fi membrii deplini, de a avea o comuniune deplină în biserică și după aceea participă și la cina Domnului. Și de aceea responsabilitatea bisericii și a părinților este să își învețe copiii, să își învețe catehismul. Mă, nu înseamnă că trebuie să știe copiii pe de rost catehismul înainte de această confirmare, deși dacă vor fi petrecut mulți ani învățând treptat catehismul, probabil că o să-l știe. Scopul acestei slujbe este confirmarea credinței. Noi nu știm când un copil începe să aibă credință, dar copilul care se roagă, copilul care înțelege atât cât înțelege și începe să acționeze, să se închine, să asculte de Dumnezeu în măsura în care înțelege, probabil că are credință, de aia se roagă și de aia ascultă. Dar acest moment în care copilul își mărturisește public credința este momentul în care noi ca și biserică putem să vedem că acel copil a înțeles Cuvântul lui Dumnezeu și crede Cuvântul lui Dumnezeu și își asumă responsabilitatea pe care o are ca parte a bisericii. Și nou, nu există o vârstă, zicem că la 12 ani sau la 14 ani sau la 16 ani sau la... De multe ori, în anumite biserici reformate s-a pus o vârstă și există un fel de presiune că la vârsta aceea trebuie neapărat să fac confirmarea și poate unii dintre copii ar fi fost pregătiți mai devreme sau alți copii nu cred și nu ar trebui să facă confirmarea, dar sunt oarecum forțați că există vârstă. Există acel prag de vârstă. La noi nu există o anumită vârstă. Copiii, de obicei, după 10-12 ani, ajung să înțeleagă și să-și dorească, să-și mărturisească public credința și să-și asume responsabilitatea rolului de membru al bisericii și după aceea copiii sunt membrii ai bisericii alături de părinții lor. În același sens al unei comuniuni depline și a unei responsabilități, care este la fel o responsabilitate împărțită. Slujba pe care am pomenit-o anterior este slujba de primire. Articolul 44 vorbește despre persoane care vin din alte comuniuni ecleziastice cu care noi nu avem o părtășie ecumenică, adică biserici pe care noi le recunoaștem ca fiind biserici creștine, dar din diverse diferențe doctrinare sau practice
nu avem o cooperare strânsă, că e vorba de oameni care vin din biserici ortodoxe sau biserici neoprotestante sau poate și din alte biserici protestante, cum ar fi bisericile luterane, față de care avem anumite diferențe teologice, atunci există, se aplică acest articol în care este un creștin care este primit. Deci nu un păgân, nu un budist care trebuie să fie catehizat de la zero și botezat și așa mai departe, ci este un creștin dintr-o altă comuniune ecleziastică ce dorește să se alăture bisericii și ați văzut cum au loc aceste slujbe. Este o secțiune în cadrul slujbei în care, după ce acea persoană a fost familiarizată cu învățătura și practica bisericii, după ce a avut o întâlnire cu consistoriu ca să vadă dacă persoana aceea înțelege învățătura bisericii, în cadrul slujbei există un moment în care persoana aceea își mărturisește public credința și își asumă responsabilitatea de a fi membru al bisericii. Și o altă slujbă, o altă parte a slujbei este Sfânta Cină și Ordinea Eclesiastică vorbește nou despre faptul că consistoriul supraveghează participarea la cină și noi nu dăm cina doar la persoane care sunt membri ai bisericii, dar nu dăm cina nici la oricine. Adică există anumite criterii pe care le găsim în Biblie și anume, în mod special, în 1 Corinteni, vedem că Apostolul Pavel vorbește despre faptul că cina nu ar trebui să fie dată la persoane care trăiesc în păcat. Și acum, dacă nu cunoaștem o persoană sau dacă e o persoană ce nu face parte dintr-o biserică unde să fie învățată ce e păcat și ce nu, atunci persoanele care nu sunt creștini practicanți dintr-o altă biserică sau persoane care trăiesc în răzvrătire față de Dumnezeu, în păcat, atunci acestor vizitatori nu poate să le fie dată cina. Bineînțeles, nici copiilor care încă nu și-au mărturisit credința și nu și-au asumat în mod public responsabilitatea de a fi membru. Criteriile care ne sunt date aici pentru vizitatori este să fie membrii ai unei biserici biblice, să-și mărturisească credința și să aibă o umblare evlavioasă și de aceea noi primim la cină și creștini din alte biserici dacă îndeplinesc aceste criterii. O altă slujbă importantă este căsătoria și căsătoria este o slujbă separată. Nu e o secțiune în cadrul slujbei de duminică, ci e o slujbă separată. Și Ordinea Eclesiastică ne arată câteva principii pe care trebuie să le urmăm în căsătorie. Acum, la unii dintre noi asta nu se mai aplică pentru că am avut deja această slujbă a căsătoriei, dar pentru alții se aplică, pentru că va urma. Și articolul 48 spune că Scriptura ne învață faptul că căsătoria a fost creată să fie o unire a legământului monogam pe durata întregii vieți între un bărbat și o femeie și consistorile îi vor instrui pe cei care sunt sub grija lor spirituală să se căsătorească în Domnul. Căsătorile creștine vor fi oficiate cu avertizările, promisiunile și rugăciunile corespunzătoare conform reglementărilor consistorului cu folosirea formelor liturgice corespunzătoare. Slujitorii nu vor oficia căsătorii care se află în conflict cu Cuvântul lui Dumnezeu. Este o slujbă destul de scurtă, de 10-15 minute, nu durează foarte mult, în care este prezentată natura căsătoriei, ce este căsătoria, care sunt datoriile soțului, soției, are și eu un loc în care soțul, mirele și mireasa își rostesc jurămintele de căsătorie și ceea ce lucru pe care insistă aici articolul 48 este că există anumite limite, anumite reguli legate de căsătorie. Există două reguli. Să te căsătorești cu o persoană de sex opus, asta e prima regulă pe care o vedem în Scriptură, și să te căsătorești cu o persoană care este credincioasă. Dacă un membru al bisericii nu urmează aceste reguli, atunci nu este o căsătorie pe care
eu să pot să oficiez și Scriptura ne învață, Apostolul Pavel vorbește despre faptul că cei credincioși trebuie să caute să se căsătorească cu persoane care sunt credincioase. Evident, dacă vreun credincios al bisericii nu ascultă de acest îndemn și se căsătorește cu o persoană necredincioasă, aceea este o căsătorie valabilă, pentru că și căsătoriile între persoane necredincioase sunt valabile. Căsătoria este ceva ce avem de la creație, nu ceva ce avem odată ce a început biserica. Dar este o căsătorie pe care noi ca și biserică nu oficiem, pentru că nu este conform învățăturii, a sfaturilor pe care le-am primit, le avem în Scripturi de la apostoli. De aceea este important ca o căsătorie să fie în Domnul, să fie între două persoane credincioase, și pentru că fiind o relație atât de apropiată, fiind o relație care trebuie să dureze întreaga viață, atunci când te căsătorești cu cineva care are perspective atât de diferite față de tine, cineva care nu crede în Hristos, care nu se ghidează după Cuvântul lui Dumnezeu, atunci s-ar putea să ai foarte multe probleme de-a lungul vieții, foarte multă tensiune. Și de aceea, pentru că este o chestiune de prudență, de înțelepciune, Apostolul ne învață să urmăm acest principiu, căsătoriile să fie între cei credincioși. Acum, pe lângă aceste slujbe speciale, cu liturgia noastră, de fiecare duminică sunteți familiarizați, și ceea ce vedeți în slujba de fiecare duminică nu e neapărat exact ceea ce există în toate bisericile reformate. Există mai multe forme, mai multe liturghii care pot să fie folosite, care urmează principiile pe care le-am enunțat, dar aspectul central al închinării noastre este să fie o închinare ce urmează aceste principii, să fie o închinare spirituală în cuvânt, să fie reverențioasă, să fie cu ordine. Pot să fie mai multe ordini, pot să fie mai multe ore, pot să fie mai multe formate. Deci nu e doar ceea ce facem noi singurul lucru acceptabil înaintea lui Dumnezeu, dar acestea sunt principiile pe care trebuie să le urmăm.